Salutare! Azi am venit la mall ca să vă explic termenul de mall crawler, să vă arat partea mai frumoasă a unui Wrangler, adică deținerii unui Wrangler. Mașina asta poate să meargă și la mall. Știu că gluma cu mall crawler e foarte faină, dar am vrut neapărat să o facem și pe asta, o să vă arat și de ce. Suntem în Oradea la Lotus Mall și am venit cu mașina noastră cu roți de stradă sau cu roți de mers la mall, cum le zic scumpii mei colegi din Jeep Club Romania. Așa, o să facem un walkaround rapid și o să vă arat de ce am venit aici, pentru că mai avem încă un mall crawler, dar de data asta este un mall crawler înăuntru un mall. O să pun pentru o secundă pauză la clip și o să începem să filmăm din nou de la intrarea din mall, să vedeți ce avem înăuntru. Și voilà, suntem în Lotus Mall. Așa. Cu o parcare plină. Să mergem să vedem și mall crawler-ul din interior. Să mergem să-l vedem. Să pun pentru o secundă pauză. Și voilà. Aici este mall crawler-ul numărul 2, pentru cei care vor să se distreze. Este un clip special pentru băieții de la Jeep Club Romania, băieții de la JCT. Pentru că lor le plac foarte mult anvelopele astea de stradă, care își fac treaba exemplar, doar că n-au look-ul acela de off-road. Facem un walk-around rapid ca să vedeți cum arată mașina și o să închidem partea asta de clip pentru astăzi. Doar asta am vrut să vă arat, că mașina vă așteaptă aici. Dacă vreți să o vedeți, o puteți vedea oricând în Lotus Mall Oradea. Este un Gladiator 3 litri diesel Overland cu tot ceea ce puteam pune pe pachetul Overland în România, fără alte accesorii sau brizizoare, doar niște logo-uri pe capote cu Overland și cu 1941 plus acea bunină cu 0% dobândă. Vă mulțumesc, dacă vreți să le vedeți, simțiți-vă liber să veniți oricând la Lotus Center. Vă mulțumesc!